bun găsit! Biserica este un spital duhovnicesc ce îl vindecă pe om de boala sufletească. Sunt afirmații consemnate în cartea Mitropolitului Heroteos Vlahos, Boala și tămăduirea sufletului în tradiția ortodoxă. Biserica îi primește pe cei bolnavi și vindecă rănile lor sufletești. Cum se realizează acest lucru? Zilele trecute noi am fost în parohia Precupeții Vechi din capitală și am ascultat mărturii despre vindecări minunate ale trupului ca urmare a vindecărilor sufletești. Să urmărim materialul. Biserica tuturor sfinților, Precupeții Vechi. Era o zi de joi. Ne-a impresionat liniștea lăcașului. Ascundea, în tăcere și în smerenie, o taină. Probabil pentru că era timpul ca taina suferinței lor să fie cunoscută pentru dezvăluirea iubirii dumnezeiești față de toți oamenii, suferinți sau nu. Am dorit să consemnăm întâlnirea de la Precupeții Vechi ca timp al mărturisirii. Secundele se pierdeau sub irreversibilitatea timpului. Cineva a avut grijă de mine. N-aș putea spune că întâmplător, întâmplările, totuși cineva le dirigează. Cam asta este cielul meu de acum încolo, credința în Dumnezeu. Mă simt foarte singură și cel mai apropiat mă simt de biserică, de Părintele Tudor, care întotdeauna m-a sfătuit de bine și care m-a întărit credința, Părintele Tudor Gheorghe, care e un om foarte blajin, cu multă credință și cu multă evlavie, așa, și mi-insuflă și mie foarte multă speranță de viață. Credincioșii, ca niște copii cu minți, retrași în aosul bisericii, așteptau în rugăciune întâlnirea cu noi, dar și cu amintirile însemnate, cu amar și cu bucurie în viața lor. Credeam că vom întâlni două sau trei persoane, două sau trei mărturii, dar surprinderea a fost mare să aflăm cum binefacerile lui Dumnezeu s-au revărsat asupra acestor oameni, ignorând argumentul medicinei și al raționalului pentru a scoate la lumină puterea lui Dumnezeu și puterea de vindecare a credinței. Au crezut și au primit. Vindecarea de cancer, nașterea de copii sănătoși la o vârstă înaintată, tămăduire sufletească atunci când necazurile îi împinseseră până la prăpastia nemiloasă a depresiei. Acum sunt sănătoși, vindecați nu doar trupește, ci și sufletește. Iar bucuria credinței și-a revărsat lumina asupra chipurilor lor, transmițându-ne nouă sensibilitate, blândețe și acea pace pe care un creștin purtător de Hristos o comunică celor din jur. Primul lucru pentru cel bolnav este răbdarea. Desigur, credința să fie pe primul loc și apoi răbdarea. Prin credință ne tămăduim, prin credință ne vindecăm. Dumnezeu are un plan de mântuire cu fiecare dintre noi. Să nu înțelegem că boala este pedeapsă de la Dumnezeu. Sigur că boala poate să fie și în urma păcatului. Dar, dacă știm să ne ridicăm și, în primul rând, să venim la spovedanie, să ne spovedim, să ne mărturisim păcatele, să ne căim, să ne îndreptăm pentru tot ceea ce am făcut rău, numai după aceea vom primi iertare. George Onțanu este profesor universitar de medicină legală. Vine la Biserica Precupeții Vechi pentru că părintele Gheorghe Tudor este și duhovnic. Având în vedere că tatăl meu s-a pierdut de mult, îl consider al doilea tată al meu. Și a purtat amintirile copilăriei, păstrându-le cu bucurie pe chip până astăzi, când vârsta maturizării a devenit vârstă a mărturisirii. A primit credința încă de mic de la părinți, chiar dacă și-a trăit copilăria într-o perioadă în care dorința de exprimare a credinței a avut și repercusiuni neplăcute. Mama mea a fost atât de credincioasă încât în sufletul meu eu o consider o sfântă. Eu am fost un elev care a învățat totdeauna bine, am fost un student care a învățat bine. Eu n-am luat niciodată premiul întâi, pentru că de fiecare dată
aveam nota 7 la purtare, pentru că mergeam la biserică. Tata și mama au confirmat, da, cât sunt copiii noștri și cât sunt lângă noi, îi vom duce la biserică, indiferent ce note îi vei pune dumneavoastră la purtare. Credința și înțelepciunea părinților au contribuit semnificativ la însănătoșirea sa, dar și a surorii lui. Sora mea, de exemplu, a fost diagnosticată acum vreo 40 de ani cu un cancer uterin. Sora mea avea culoarea neagră, îi căzuse părul, nu mai vedea bine, nu mai putea să meargă. Și atunci m-a chemat, eu fiind student la medicină, m-a chemat și vine doctor. Eu tot nu credeam, dar în crederea în Dumnezeu, aceasta este minunea. Atunci când doctorii nu mai au ce să fac, Dumnezeu are ce să fac. Numai să fie credința, iar credința să fie puternică, ca din aceste evenimente de suferință, noi să ieșim mai puternici și să împărtășim și altora ceea ce credem noi. În urmă cu 8 ani, la un meci de tenis, s-a accidentat grav la piciorul drept. Nu mai putea să meargă. Cei mai buni doctori din România îi recomandaseră amputarea piciorului. Toți mi-au spus, este o tumoră, după formă și după consistență, este o tumoră malignă și trebuie să stăiem piciorul. Vă dați seama că lucrul acesta putea să mă prăbușească. Doctorii au spus că da. Medicul din mine spunea ca și doctorii. Dar omul cu credință nu era de acord cu ce spune doctorul. Și mi-am spus, mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Și m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, dacă vrei să mă iei acum, Duhul meu este al Tău. Deci s-a făcut operația, a fost o tumoră, dar n-a fost cancer. Am ieșit mult mai puternic din acest episod. Mult, mult mai puternic. Și înainte eram credincios. Dar după aia, și de atunci, așa ca un reflex, cum este, vedeți, reflexul de a respira. Citesc în fiecare zi 3 psalmi și citesc în fiecare zi 3 pasaje dintr-o carte de rugăciuni. Dar în fiecare zi. O perioadă a venit în cârje la biserică, dar astăzi poate să practice și sportul. Domnul Iosif are aproape 74 de ani. A fost catolic, a venit în Biserica Ortodoxă înainte de a primi taina Sfintei Cununii. Soția sa era ortodoxă. În ultimii 2 ani a fost operat pe cord deschis de 2 ori, fiind diagnosticat de mulți ani cu o insuficiență cardiacă. Am dus-o pe picioare, liniștit, până la un moment dat s-a acutizat problema. Insuficiența cardiacă era din cauza nefuncționării valvei aortice. Este practic cea mai importantă, că pompează sângele în organism. Și mi-a fost înlocuită la operație pe data de 29 mai anul trecut. Data de 29 mai 2013 a fost pentru domnul Iosif a 2-a zi de naștere. M-am externat după un timp, am încercat să, în convalescență, am încercat să iau o viață obișnuită, curentă. Dar peste vară am început să am iarăși dureri în piept. Toți medicii ziceau, valva e în regulă, trebuie altceva. Și m-am internat iarăși în spital. Într-adevăr, valva pe care mi-o pusese n-a fost prinsă bine. Mi-a înlocuit-o cu o valvă metalică. A doua operație a avut loc de Sfânta Parascheva, tot anul trecut. În tot acest timp, părintele Gheorghe Tudor l-a vizitat în spital pentru a-l spovedi și împărtăși. Înainte de a doua erau, n-aș putea spune neapărat că sceptici, dar erau îngrijorați. Foarte îngrijorați pentru că, așa cum au găsit, situația era foarte gravă. De fapt, și înainte de prima operație,
când mi-a pus-o pe aia, aia biologică, zice că a avut de curățat acolo, că era colmatată, calcifiată toată zona. A curățat foarte mult acolo, înainte de mi-a pus-o valva. Dar uite că n-a prins-o bine și dacă m-a lăsat așa era rău. N-au căutat nici ei să mă sperie anume. Ei când am fost la ei și au văzut la ecografie că e valva vraiște, au zis imediat înapoi pe masă. Trebuie să te operăm. Atât, fără discuții despre ce șanse sunt sau nu știu ce. Imediat pe masă. Îmi dădeam eu seama că e gravă situația, pentru că, cum spuneam, aveam durere mare în piept, nu putea să dorm. Era, cum să spun, viața m-a ajunsese un chin. Mulțumesc lui Dumnezeu, m-a ajutat, m-a reparat bine. Doamna Florica vine la precupeții vechi de 36 de ani. Decesul soțului său a condus-o la depresie și a revenit în biserică. A avut cancerul oncologic și a fost o mare durere pentru mine și pentru copii și abia am depășit. Cu ajutorul părintelui, cu ajutorul rugăciunilor, am ajuns la biserică, slujbă de slujbă de liturghii, maslurile care veneam, aiazma și anafor care m-a luat întotdeauna. Am depășit și niște boli care nu mă gândeam că să trec așa ușor. Emoționată, cu o voce șoptită, doamna Eleonora ne-a povestit cum, la vârsta de 40 de ani, a adus pe lume pe unicul său copil, Andrei. Da, a fost un copil norocos. A dat naștere acestui băiețel, dar totodată a fost și la un pas de moarte. Am trecut prin clipe enorm de grele, a fost o luptă pe viață și pe moarte. Nu aveam, am născut la 7 luni, nu aveam dilatații, nu aveam contracții. Și doctorii erau foarte panicați și atunci am simțit această lumină și am zis, Doamne, unde merg eu acum? Și tată, am simțit cum cobor pe masă și doctorul a zis, Doamne, ați fost la o clipă, ați intrat în moarte clinică. Într-o secundă, două, trei. Doamna Elena de la Pangar a venit la precupeții vechi acum 23 de ani. În familie nu a avut pe nimeni care să aibă înclinare spre viața bisericii. A cunoscut credința în urma plecării fiicei sale în străinătate. Despărțirea de fiică a fost destul de dureroasă. Da, de a trecut fiica mea acum 5 ani. După 2 ani de la îmbolnăvirea ei, m-am îmbolnăvit și de cancer și tot de cancer a fost. Și în acești 2 ani până când să mă îmbolnăvesc, eu m-am rugat extrem de mult la Maica Domnului și la Dumnezeu și la Sfinți, la Sfântul Nectarie, pentru tămăduirea ei, pentru sănătoșirea ei. Și după 2 ani m-am îmbolnăvit și eu. Am făcut cancer de colon cu 2 tumori. După ce m-a operat, mi-a spus să știți că a fost o operație extrem de grea și zice cineva v-a ajutat și pe dumneavoastră și pe mine. E un medic extrem de bun și sufletit. Și... În sensul că Dumnezeu v-a ajutat? Că Dumnezeu m-a ajutat, da. Fără Dumnezeu nu putea descoperi nici viața, nici bunătatea, nici noblețea, nici cel mai firav surâs. Surâsul pe care ni l-a arătat și nouă printre lacrimi de credință. Și acasă, sigur că acasă mă rog, dar parcă în biserică e altceva. E mult mai... simt mult mai aproape puterea lui Dumnezeu și mila lui și toate darurile care ne dă. Eu aici le simt. De 2 ori pe săptămână vine la biserică să se roage. Timpul și-l dăruiește bisericii stând câteva ore și la Pangar. Noi așa am găsit-o cu o carte de rugăciuni în mână. Ce dar să cunoști oameni care își aseamănă viața unui jurnal de mărturii prețioase, cu final fericit. Au alergat prin vremuri schimbătoare.
Câțiva pași greoi peste prăpăstii i-au dezmorțit pentru a cunoaște și mai adânc credința. Au coborât, s-au ridicat, cunoscându-și și mai mult sufletul cu mișcările sale și au înțeles puțin din ce este cu adevărat viața creștină. Acea dinamică continuă de primenirea sufletului spre propria cunoaștere în căutarea lui Dumnezeu.